primul ingredient care se face, se pune la balmul și asta, cum v-am zis eu, să iei grăsimea așa pe deasupra înainte de a se face urda. Și se pune așa și se fierbe, se pune o bucată mare de caș care se rumpe mărunt și se pune acolo și când fierbe se adaugă făina și se tot mestecă, mestecă până se desprinde mămăliga de șaunul acela, cum se zice, și iese grăsimea pe deasupra și acela e balsamul pur.